Ministerul Finanțelor a emis începând de luni 8 februarie 3 noi emisiuni de titluri de stat în cadrul programului Tezaur cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 3%, 3,30% și 3,45%. Titlurile de stat au o valoare nominală de 1 leu și sunt în formă dematerializată. Titlurile de stat pot fi cumpărate între 8 și 24 februarie de la unitățile trezoreriei statului, între 8 și 22 februarie prin Compania Națională Poșta Română pentru Mediul Rural și 8-23 februarie pentru mediul urban prin Compania Națională Poșta Română.